și asociații cu care, care ne-au ajutat în fiecare an, an de an să organizăm acest eveniment. Aș invita-o pentru început pe doamna Liliana Filip, administrator contextului care ne-a avizat cu organizarea evenimentului, să spune câteva cuvinte. Și al întregii societăți care administrează contextul. Și al societății. Să încerc să fiu în fața tuturor pentru a putea avea o discuție scurtă de prezentare a ceea ce înseamnă Blexi Premium Resort and Hotel S.A. din denumirea societății. Înainte de orice, vă spun bine ați venit. Este pentru prima dată când în incinta acestui resort există atât de mulți specialiști în hotelier și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Mulțumesc și dâșilor care au fost de acord să vină în sudul litoralului și s-au gândit să facă această decernare de premii aici, la noi. Pe scurt, am să vă spun două vorbe despre ceea ce ați văzut în incinte sau dacă n-ați văzut după, sunt gata să vă stau la dispoziție cu detalii sau chiar cu vizitarea locului pe care îl avem aici în zona 23 August Olimp, pentru că intrăm pe ambele zone de administrativ teritoriale. Și am să încep prin a vă spune că în prezent avem 540 de camere, care înseamnă prima etapă de construire a unui resort dintr-un resort, resort care în final va avea 1080 de camere și completat fiind de un centru de afaceri, un hotel de 5 stele și o bază de sănătate și tratament cu tot ceea ce înseamnă spa, anti-aging, detoxifiere și bineînțeles tratamentul, deoarece în sol avem deja captat izvor de ape termale. Ele se vor face pe etape de construire, dar în momentul de față aveți doar prima etapă de construire. Cu ce ne lăudăm noi cel mai mult, în afară de suprafața destul de mare pe care o avem, ne lăudăm cu frumusețea zonei, cu virginitatea și sensibilitatea și liniștea pe care o avem în preajmă, de care încercăm să facem cât mai mult uz. Avem un element acolo pe care îl puteți vedea pe partea stângă, spunem noi, de noutate pe tot ceea ce înseamnă nu numai litoral, ci ceea ce înseamnă turism românesc, în sensul în care avem un amfiteatru deschis în aer liber, și o scenă pe care pot avea loc spectacole, pentru că la șederea turiștilor în incintă va fi program permanent de entertainment cu trupe speciale, cu spectacole de toate genurile pentru, bineînțeles, toate vârstele. Plaja care este aferentă resortului este de 10.000 de metri pătrați, cu tot ceea ce înseamnă beach bar. Dacă aveți plăcere și mai puteți rămâne după, cu drag vă stau la dispoziție, cam atât. Încă o dată bine ați venit și vă mulțumesc tuturor! Vă rog cu doamna Corina Martin, președinta Agenției Litoral și de Transumeric, constant în organizarea acestor întâlniri. Mulțumesc mult! Eu am să vreau să mă apropii mai mult de hotelier, pentru că, la urma urmei, este un eveniment pe care îl dedicăm lor și aș vrea să vă spun dumneavoastră întâi bun venit în această locație, dar, de fapt, la acest eveniment, pentru că ne interesează foarte mult să avem un dialog tot mai bogat și un dialog constant cu dumneavoastră. Este a cincea ediție a premiilor amfostacolo.ro și țin să mulțumesc proprietarului site-ului amfostacolo.ro, domnul Cornel Bocior, o ambiție fantastică de a dovedi că se poate să creezi un asemenea portal în care să inviți tot mai mult românii, 60.000 de români din ceea ce știu eu, dacă nu am, aproape 70.000 de români, iată, cifra crește la fiecare ediție și mă bucur să aud asta. Iată un portal în care românii sunt invitați să-și spună impresiile, să acorde note pentru serviciile pe care le-au primit în locațiile hoteliere pe care le-au ales,
note care reflectă, de fapt, experiența lor în acea locație. Pentru noi, pentru Asociația Litoral de Alta Dunăre, e extrem de important să știm cum apreciază turiștii români serviciile de pe litoral și din Delta Dunării, ce vor de la noi, de la dumneavoastră și de la noi, desigur, cei care facem promovarea și dezvoltarea destinației. Și un lucru care mă bucură este faptul că de la an la an crește într-adevăr numărul celor care scriu pe acest site, dar crește și numărul hotelurilor premiate. Și asta este probabil măsura cea mai bună a faptului că aici se întâmplă lucruri din ce în ce mai serioase, lucruri solide, construcții serioase de produs turistic în hotelurile pe care dumneavoastră le administrați și vreau din start să vă felicit pentru că cei care sunteți astăzi aici și cei care n-au reușit să ajungă sunt de fapt cei premiați, cei mai buni, cei mai apreciați de către cei 60-70 de mii de utilizatori ai site-ului. Mulțumesc lui Daniel Sârbu, directorul Radio Constanța de la prima ediție, din câte știu, alături de noi, așa cum și noi, Asociația Litoral și în calitate de ANAT, acum vorbesc, suntem alături de acest eveniment. Și desigur vreau să-l salut, care și șapca asta de capitan și o să-i împrumut pentru câteva fotografii, pe Daniel Ilușcă. Daniel Ilușcă este președintele patronatului hotelierilor din Delta Dunării și Tulcea și vicepreședintele Asociației Litoral Delta Dunării. În acest al cincilea mandat în care ne aflăm la conducerea asociației. Pentru membrii asociației, și știți bine ce înseamnă Asociația Litoral Delta Dunării, 9 primării de pe litoral și Tulcea, 2 consilii județene, și anume Constanța și Tulcea, patronatul ANAT, cel care este președintele acestei asociații, la al cincilea mandat de președinte, deci de 9 ani, la anul se vor împlini 10 de existență a asociației și de conducere din partea ANAT, patronate hoteliere, între care și patronatul hotelierilor din Tulcea și Delta Dunării prezent astăzi aici, aeroportul Constanța, membru încă de la înființare, portul Constanța, pentru că vorbim și de turism de croazieră, Danubius Tui, membru fondator încă de la început și mulți agenți economici. Și din ce în ce mai multe hoteluri își doresc să devină hotel partener, membru al Asociației Litoral Delta Dunării. Hotelul Black Sea este Black Sea Premium Resort. Este membru partener încă de la lansare, de acum 2 ani și săptămâna trecută l-am acordat certificatul oficial de membru și pentru anul 2016. Vă încurajăm și pe dumneavoastră, dacă veți considera că vreți să fiți promovați mai mult și în mod special, deși poate primăria Mangalia, și mă refer acum la hotelierii din această parte a litoralului, nu mai este membru în Asociația Litoral Delta Dunării, lipsa unor fonduri la acel moment a justificat acea decizie, totuși avem din ce în ce mai multe hoteluri din sudul litoralului care devin hoteluri membre parteneri ale Asociației Litoral Delta Dunării și ne bucură acest lucru. Felicitări în primul rând pentru dumneavoastră. Este clar că avem toate motivele să fim mândri de ceea ce ați realizat și de ceea ce faceți în fiecare zi în hotelurile și unitățile pe care le administrați și abia aștept, eu știu lista sigur, dar abia aștept să vă văd la premii pentru că eu cred că momentul premiilor este cel mai important și aș vrea chiar să-l rog pe domnul Bojor să și oferim cuvânt fiecărui premian să spună de ce e mândru și dacă este mândru, desigur, că a primit această diplomă de excelență. Mulțumesc mult! Mai departe, domnul Daniel Sârbu, de la Radio Vacanța, partenerul de hotelier, am fost acolo, vreau să spun că premiile am fost acolo, s-au numit de la început, premiile am fost acolo și Radio Vacanța, încă de la prima ediție. Am avut împreună Radio Vacanța în tentativa noastră de a sprijini cu totul dezinteresat performanța în managementul hotelurilor, iar Radio Vacanța ne-a fost alături, la fel cu aceeași dezinteresare și cu aceleași bune intenții. Domnul Daniel. Mulțumesc, Cornel. Salut, bună, doamnelor, domnișoarelor, bună ziua, domnilor. Acum 5 ani de zile, când Cornel a venit pe litoral și mi-a prezentat proiectul, cum să vă spun, părea așa o idee desprinsă din filmele străine pe care el încerca să o aplice cu o tenacitate demnă de invidia. Acum 5 ani nu discutam pe litoralul românesc de resorturi, acum 5 ani nu discutam de sistem de all-inclusiv, acum 5 ani turismul pe litoral, și dumneavoastră știți mai bine decât mine, făcea niște pași importanți, dar în direcții, hai să spunem, nu toate convergente. În 5 ani de zile lucrurile s-au schimbat foarte mult și pe litoral, lucrurile s-au schimbat foarte mult în Delta Dunării și să știți că noi cei care suntem din presă și vedem aceste lucruri pentru că le urmărim cu asiduitate, să știți că aceste lucruri sunt absolut certe.
hotelierii, reprezentanții unităților de alimentație publică de pe litoral, cei care au deschis pensiuni și au dat seama că fără un turism de calitate nu se poate supraviețui în această piață concurențială și să ne gândim că sezonul pe litoralul românesc este unul scurt comparativ cu vecinii noștri care în Grecia sau în Turcia sau eu știu în țările arabe au un sezon mult mai lung. Sezonul din Delta Dunării cu particularitățile sale are de asemenea o anumită specificitate. Este meritul dumneavoastră că sunteți aici, este bucuria noastră că vă putem oferi aceste premii și vreau să vă mai spun un lucru. Prin unitățile hoteliere sau prin restaurantele premiate sau prin pensiunile premiate, acolo pe unde am fost, să știți că premiile am fost acolo, Radio Vacanța, stau cu multă mândrie afișate la loc de cinste și ne-a bucurat să vedem acest lucru. Și ne-a bucurat că asiduitatea dumneavoastră în a oferi un turism de calitate este de fapt și bucuria noastră și avem sentimentul lucrului împlinit. Mulțumesc frumos și felicitări dumneavoastră! Pentru că dumneavoastră sunteți cei care domnul Daniele Rușca, președinte la Asociația Națională Delta Dunării, un partener mai nou. Noi credem foarte mult în potențialul Deltei Dunării, dorim să punem umărul recunoașterea meritelor managementului performant și în Delta Dunării. La anul ne-am propus să facem o întâlnire specială în Delta Dunării, să vedem pentru a premia unitățile din Delta și de pe litoral. În loc să spunem câteva cuvinte. Să fac și eu convinc cei din Vama Veche și din Venus sau din Mamaia în Delta premii, da? În primul rând aș vrea să-i felicit pe toți participanții la această acțiune. Ar vrea să felicit personalul care lucrează în unitățile dumneavoastră hoteliere sau de pensiuni sau în pensiuni, pentru că trebuie să spunem că aceste servicii pe care noi le oferim, aceste premii care sunt luate cu munca asiduă a fiecărui angajat. De altfel, cunoașteți că poți să ai un grup, să spunem, o săptămână sau 5 zile sau 4 zile. Dacă un singur angajat a greșit în a asigura niște servicii corespunzătoare, practic sejurul acelui om care a venit să-și petreacă zilele în locația dumneavoastră, practic este stricat. De aceea, cu atât mai mult vreau să vă felicit pentru aceste premii și, într-adevăr, ați zis foarte bine colegul meu că aceste premii stau la loc de cinste în toate locațiile la care am fost, am văzut și, într-adevăr, sunt niște premii care sunt muncite. În ceea ce privește organizarea pentru anul viitor, mi-aș dori ca reprezentanții de pe litoral să vină și dânsi la noi, să veniți la noi în Delta Dunării, unde să puteți cunoaște și serviciile pe care le putem oferi noi în Delta Dunării și poate facem pachete comune litoral-Delta Dunării. De aceea și suntem împreună în Asociația Litoral-Delta Dunării și cred eu că pachetele comune Delta și Litoral pot asigura un sejur de succes și un sejur plăcut pentru turiștii noștri. Vă mulțumesc! Da, mergem la treabă, n-aș vrea să vă rețin prea mult. Știu că este un weekend foarte important pentru toată lumea. Este un weekend prea exclusiv, m-a bucurat lucrul ăsta. Doar câteva cuvinte despre am fost acolo. Presupun că majoritatea dintre noastre cunoașteți. Avem într-adevăr 70.000 de oameni care scriu, dar avem peste un milion de oameni care citesc. Este un site foarte important și pentru turiști, eu cred că și pentru dumneavoastră, cel puțin pentru cei care sunteți de aici, reprezintă o promovare cu totul și cu toate cele din comun. Oamenii aleg pe baza recomandărilor altor turiști, iar dumneavoastră sunteți crema recomandărilor de pe litoral. Deci avem peste 1.200.000 de oameni care citesc în sezon. Am fost acolo. E important. Este un formator de opinie. Iar premiile care sunt oferite astăzi sunt o recunoaștere bine meritată a efortului managementului acestor hoteluri. În opinia mea, sigur, un merit mare în oferirea unor servicii de calitate îl are și personalul. Dar factorul esențial este managementul. Îl reprezintă managementul. Conducerile, proprietarii unităților de cazare care reușesc să se implice, să motiveze acest personal. Este foarte dificil
am fost acolo, este la 8 ani de existență, chiar dacă avem doar 5 ani de acordare de premii. Știu ce înseamnă această muncă, este o muncă continuă, zi de zi, probabil ceas de ceas, pentru că așa cum a spus și domnul Daniel, ajunge un singur nemulțumire care poate să ajunge să determine turistul să vadă negru tot sejurul. Uită de toate celelalte lucruri. Foarte pe scurt, câteva observații, adică în acești 8 ani am avut ocazia, chiar dacă sunt de formație IT-ist, turismul este pasiunea mea, am stat în contact zi de zi cu el și cred că pot să, sunt în măsură să prezint câteva, să observ câteva tendințe, să spunem, sau fenomene. În acest an m-a bucurat foarte mult, a scăzut numărul așa numitelor reviews-uri, rage reviews se numesc în termeni de specialitate, adică reviews-uri scrise la furie, în care un om a venit foarte nemulțumit de acolo, chiar dacă a avut 10 lucruri bune, a avut un conflict, cel mai probabil cu conducerea, conflictul a escaladat, nu a fost tratat cum trebuie și omul se apucă și scrie rage reviews-uri. Reviews-uri scrise la furie, urlate. A scăzut foarte mult, mă bucură, dovedește un semn de maturitate generală pentru managementul hotelurilor. În același timp dovedește, în opinia mea, că avem un turism din ce în ce sau înspre un turism cu educație turistică mai bună. Sufeream în privința asta, știți că bine, turistul român este destul de dificil, este unul dintre... Nu suntem singurii turiști dificili, dar suntem...